Simulările examenelor de evaluare națională au luat sfârșit astăzi cu proba la matematică. Peste 1300 de elevi au fost prezenți. Elevii din clasa a 8 au susținut astăzi proba la matematică de la simularea examenului de evaluare națională 2021. Simularea a început la ora 9, moment din care elevii au avut 2 ore pentru a rezolva subiectele. S-au terminat simulările la evaluarea națională, respectiv matematica. Ieri a fost limba și literatura română. Dintr-un total de 1503 copii s-au prezentat ieri la română 1499 de copii, la matematică 1313 copii și absenți la limba română 172, iar la matematică 186. Din aceștia, doar o singură unitate școlară a fost absentă pentru că este în carantină. Doar 4 copii nu au putut să dea simulare. Rezultatele obținute de elevi la simulările naționale sunt comunicate acestora și analizate la nivelul fiecărei clase prin discuții individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, ședințe cu părinții, precum și la nivelul Consiliului Profesoral, în vederea adoptării măsurilor adecvate pentru îmbunătățirea performanțelor școlare.